Messi și Ronaldo au marcat o generație cu talentul lor. Totuși, după un deceniu în care și-au împărțit mai toate baloanele de aur, vremea lor pare să fie aproape de final. Messi și Ronaldo lipsesc pentru prima dată din cea mai scumpă echipă a planetei. În locul lor s-au ridicat jucători precum Mbappé și Neymar, lucru care nu ar trebui să te mire. Neymar a ajuns la Paris Saint-Germain în vara lui 2017 pentru suma record de 222 de milioane de euro, iar valoarea lui Mbappé a crescut enorm după ce a devenit campion mondial cu naționala Franței acum 2 ani. Cel mai bogat campionat rămâne însă cel al Angliei. În 11-le alcătuit de Transfer Market, una dintre cele mai respectate platforme dedicate fotbalului din lume, se află 5 jucători din Premier League. Printre ei, Mohamed Salah și Virgil van Dijk, vedetele campioanei Liverpool, dar și Raheem Sterling de la Manchester City, cel mai scump englez.